Bănuiesc că în momentul în care Satan a auzit că în dreptul lui David au fost puse cuvintele om după inima mea, deci om după inima lui Dumnezeu, din momentul acela, el a devenit subiectul favorit al atacurilor lui Satan. Greșesc sau așa este? Ce părere aveți? Greșesc sau nu? În momentul în care un om este favoritul lui Dumnezeu, el devine vrăjmașul celui rău. Și invers. Când Iov a fost proclamat ca fiind favoritul lui Dumnezeu, nu este nimeni ca el pe pământ, după aceea Satan a construit o strategie de a-l încerca precum nimeni altul și de a-l distruge, de a face dintr-un om ca nimeni pe pământul acesta un om comun ca oricare altul. Aduceți-vă aminte de ceea ce spune la un moment dat soția, îi spune, auzi mă, Iov, până când rămâi tu încăpățânat așa în neprihănirea ta? Vezi? Încăpățânat în neprihănire. Nu vrei să fii și tu ca un om oarecare? Blastă-mă pe Dumnezeu și devii și tu un om obișnuit. Rapid de tot se schimbă butoanele și devii și tu un om ca oricare altul. De... Cum să vă zic? Târgul e foarte simplu. Pe fondul acesta vă invit la David. În seara asta am nevoie să înțeleg un lucru și anume, care a fost momentul în care David începe să alunece? Din om după inima lui Dumnezeu, din om care lovește și distruge pe filisteanul Goliat, dintr-un om care este nu doar împăratul, dar răscumpărătorul poporului său, viața îl va conduce pe David în prăbușiri neașteptate. Uneori ne dezamăgește David. Alteori, unii dintre noi scuză păcatele lor cu păcatele lui David. Și întrebarea fundamentală, de fapt sunt mai multe, dar una dintre este, David, n-ai putut tu să rămâi ca la început, ca la oi? Că era așa frumos. Oare oile să fi fost de vină? De ce David s-a întâmplat ca după aceea viața să devină așa de complicată, încât a fost parcă nevoie, parcă nu se poate, fără prăbușirile astea? Și o altă întrebare este, David, de unde a început alunecarea? În seara asta, aș vrea să vedem de unde a început. Vă voi invita să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 21, și veți vedea fuga lui David la Nob, fuga la Gat. Și o să-l legăm puțin și de momentul în care David este scăpat de Mical. Aceste trei evenimente se leagă unele de celelalte pentru a putea să înțelegem mai bine. Haideți să vedem 1 Samuel, capitolul 19, de la versetul 8 mai departe. Este vorba de momentul în care intervine Mical și îl salvează. Războiul urma înainte, spune versetul 8, David a mers împotriva filistenilor, s-a bătut cu ei, le-a priciduit o mare înfrângere, au fugit dinaintea lui. Atunci Duhul cel rău, trimis de la Domnul, a venit asupra lui Saul, care ședea în casă cu sulița în mână. Da, poziția de războinic a lui Saul nu îl părăsește niciodată. El este întotdeauna omul de război, de acțiune, responsabil cu sulița în mână. Saul a vrut să-l pironească cu sulița în perete, David s-a ferit,
Saul a lovit cu sulița în perete, David a fugit și a scăpat noaptea. Saul trimite oameni acasă la David să-l pândească, să-l omoare dimineața, dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de știre și a zis: dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât. Vreau să vă întreb, îl iubește Mical pe David sau nu? Îl iubește sau nu? Îl iubește. Probabil că David l-a întrebat: bine, bine, și tu ce o să faci? Că tatăl tău, eu scap, dar mânia lui o să se reverse asupra ta. Și Mical o să-i spună: las că mă, i-o fi spus, las că mă descurc eu. Am învățat destule și retenii aici la curte. O să aplic unul dintre ele, nu nicio problemă. Versetul 13, a luat terafimul. Ce e terafim? Ce sunt terafimii? A foarte interesant lucrul acesta, de ce în casa lui Mical era un terafim, având în vedere că Dumnezeu spusese că n-ar trebui să fie. A luat terafimul, l-a pus în pat, a pus o piele de capră în jurul capului, l-a învelit cu o haină, a spus că este bolnav și așa mai departe. Cum se numește lucrul ăsta? Poftiți? Minciună? Sigur că da, e minciună, dar ea zice politică, fraților. Politică. Politica are două componente de bază. Manipularea maselor și violența. Adică constrângerea. Adică dacă nu te ascultă prin faptul că îi manipulezi, atunci pui furtunul cu apă pe ei sau altceva, mă rog. Două lucruri. Bun. Aș vrea să vă întreb, ce scuze avea Mical în momentul în care a mințit? Spuneți-mi, vă rog, cum o înțelegeți pe Mical? Mical a trebuit să-și scuze oarecum conștiința ei față de Dumnezeu, față de sine, față de oameni. De ce a mințit? Care era scuza ei? Poftiți? Să scap bărbatul. E o scuză suficientă? Poftiți? Mint să scap bărbatul. Uite. Și zicem noi: domnule, da. Păi decât să-l prindă, nu mai bine să minți? Bun. David pleacă. Capitolul 21. S-a dus la Nob, la preotul Abimelec. Versetul 1, da? A alergat Abimelec, a alergat speriat înaintea lui și a zis: pentru ce ești singur și nu este nimeni cu tine? David a răspuns preotului Abimelec: împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis: nimeni să nu știe nimic din pricina pentru care te trimit și de porunca pe care ți-am dat-o. Sigur, întrebarea mea este: de unde o fi învățat David politică? Că David până acum n-a știut politică. David s-a dus împotriva lui Goliat și a zis: vin înaintea ta în numele lui Dumnezeu. Dar aici nu mai vin înaintea lui Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu. David folosește politică. Întreb: de unde a învățat-o? Poftiți? Sigur, politica se învață. De la soție, de la Saul. Cartea Patriarhi și Profeți spune că Dumnezeu a îngăduit ca David să stea la curtea lui Saul o vreme pentru ca să se sature de putregaiul de la curte. Dar până când s-a săturat de putregaiul de la curte, David a împrumutat ceva din el. Vreau să vă întreb din nou, ce scuze avea David acum să mintă? M-ați ajutat cu scuza lui Mical. Dar David ce scuze avea să mintă? Poftiți? Ajutați-mă, haideți! Păi să dea cu sulița după tine de la 4 metri.
regele tău. Să trimite după tine oameni noaptea să te ia, să te salte din patul tău. Iar oamenii respectivi erau trimiși acolo să-l lovească și așa mai departe. Cum se numesc asta? Cum se numesc asta? Iacob nu este, nu este speriat pentru că el este de felul lui sperios, dar este într-o situație cumplită. El este vânat, este în momentul acesta omul numărul unu pe care tot regatul trebuia să pună mâna. Păi când ești omul numărul unu, când trebuie să scapi viața ta și oamenilor cu tine cu o minciună, nu merită? Merită sau nu? Păi dacă a meritat înainte, când Mical i-a scăpat viața lui David, acum nu mai merită încă o dată să scape viața. Sigur că merită. Și David învăța lucrul ăsta. Merită o dată. Da. Trec mai departe peste discuția cu Ahimelec. Versetul 7. În ziua aceea se afla acolo închis înaintea Domnului un om dintre slujitorii lui Saul. Era un edomit numit Doeg, căpetenia păstorilor lui Saul. Ce înseamnă un om închis înaintea Domnului? V-ați pus problema asta. Om închis înaintea Domnului. Cum era asta? Încercând să aflu despre ce este vorba, am deschis din nou Cartea Patriarhi și Profeți, am frunzărit, am ajuns la situația aceasta și acolo scrie așa, zice, Doeg venise să se închine și el înaintea Domnului, însă Abimelec îl mustrase pentru că el se purtase necinstit, nedemn în relația lui, în viața lui cotidiană. Deci, cu alte cuvinte, era închis înaintea Domnului, era cam sub cenzură, nu? Era cam sub cenzură. El venise la biserică, venise să își achite și el datoria de credincios și când a ajuns aici, preotul l-a mustrat, l-a luat destul de serios de urechi și l-a închis înaintea Domnului. E important lucrul ăsta. Poate să fie doar un amănunt, dar este important până la urmă. În timpul acesta, preotul îi dă lui David sabia lui Goliat, care era acolo, îi dă pâine și David pleacă. Pleacă la împăratul Achish. Vom reveni asupra acestei probleme puțin mai târziu. Capitolul 22, de la versetul 6, îl surprinde pe Saul, de data asta, care află că David și oamenii lui au plecat și Saul ședea sub tamarisc la Ghibea pe înălțime. Din nou avea sulița în mână și toți slujitorii lui stăteau lângă el. Și Saul a zis slujitorilor săi: ascultați, beniamiți. El era beniamit și slujitorii lui erau toți din casa lui, oameni din sângele lui. Vă va da fiul lui Isai ogoare și vii? Va face el din voi căpetenii peste 1000 și căpetenii peste 100? Dacă nu, de ce v-ați unit toți împotriva mea? Wow, cum se numește asta? Cum se numește asta? De ce v-ați unit voi toți împotriva mea? Ce face Saul în momentul ăsta? Pozează în victimă. Saul se victimizează.
Este ca și cum, dragii mei, el ar fi fost persecutatul. Ca și cum David l-ar persecuta pe el. Nu ca și cum David fugise să scape viața, ci lucrurile erau invers. Foarte interesantă această poziție psihologică, așa numită victimizare, răstoarnă realitatea. Te face să crezi lucruri care nu există. Doamne ferește să învățăm victimizarea. Doamne ferește! Și din nefericire, victimizarea este un procedeu care se învață din ce în ce mai frecvent în societatea noastră. Cum nu-ți convine ceva, te victimizezi și imediat răstorni situația în favoarea ta. Nu că ai avea dreptate. Nu, dreptate n-ai, mai departe. Dar prin faptul că pozezi în victimă, toată situația se răstoarnă. Asta face Saul. El era cu sulița în mână, dăduse cu sulița după David. Era pe punctul, trimisese oameni să-l ia de acasă, să-l ucidă și așa mai departe. Și el stă acum pe vârful dealului și spune: pe voi nu vedeți că eu sunt victimă aici? Cum e asta, Saul? Culmea este că Saul crede. Deci, versetul 8. V-ați unit toți împotriva mea, le spune el oamenilor din familia lui. Nimeni nu mi-a dat de știre despre legământul fiului meu cu fiul lui Isai. Pentru ce n-a fost nimeni dintre voi pe care să-l doară inima pentru mine? Este lacrimogen, este emoțional. Îl văd pe Saul că îi curg lacrimile în momentul ăsta. De mila cui? De mila lui. Și să mă științeze că fiul meu a răsculat pe robul meu împotriva mea. Deci ce vrea să spună? Vrea să spune că Ionatan uneltește prin David împotriva lui. Și face legătura el cu momentul în care tot poporul s-a ridicat să salveze viața lui Ionatan și așa mai departe și vede peste tot felul de comploturi împotriva lui. În momentul acela, Doeg, edomitul, care era și el printre slujitorii lui Saul, a răspuns: eu am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec, la fiul lui Ahitub. Doeg. Foarte interesant ce urmează. Datorită mizeriei și limbii înveninate a lui Doeg, toți preoții, 80 de bărbați, vor fi uciși în ziua aceea. Asta e ceea ce face Doeg. Vreau să vă întreb, a avut Doeg vreo scuză să facă treaba asta? Am văzut scuza lui Mical, scuza lui David, avea și Doeg, el avea vreo scuză să facă asta? Sigur că da, a spus adevărul. Mulțumesc. Altceva? O altă scuză? Poftim? Mulțumesc. Punerea sub cenzură este și asta o parte componentă. O vom aminti imediat. Nu face parte din scuză neapărat. Face parte din manipularea lui. El se automanipulează. Vom discuta despre asta imediat. Da. Alt motiv? O altă scuză? E adevărat, nu era din poporul lui Dumnezeu. O altă scuză putea să fie de mila împăratului. Nimeni nu ținea cu împăratul. N-a zis împăratul așa? În sfârșit, uite cineva care ține cu împărat. De dragul împăratului vorbește cum vorbește. Vă rog să observați. Astea sunt scuze. Modalități de gândire.
care ne fac la un moment dat să justificăm anumite comportamente și ne fac să credem că avem dreptate. Și Mical, și David, și... Doeg. Și Saul. Am spus-o limpede. În momentul în care el se victimizează, el se victimizează pentru ca să aibă certitudinea că ceea ce face, face bine. El se justifică pe sine. Victimizarea este un mecanism de manipulare folosit pentru a justifica anumite poziții. Și mai ales pentru a justifica intoleranța. Eu devin victimă în secunda 1. Dar în secunda 2 devin ce? Încep să lovesc. Pentru că eu mă apăr. Înțelegeți? Eu mă apăr în ghilimele. Și Saul se apără aici. În mintea lui, în concepția lui, el se apără. În realitate... Noi ne construim propriile noastre scuze, ne construim castelele noastre de nisip, pentru ca, indiferent unde suntem, să avem dreptate, pentru ca să putem, până la urmă, să procedăm exact cum ne place. Și aici, să procedăm exact cum ne place. Doeg. Alege pe Saul pentru că preotul îl pusese sub cenzură, așa cum zice fratele meu. Și pentru că l-a pus sub cenzură, imediat a trecut de partea cealaltă, fără discuție. Când te pune sub cenzură, când biserica este puțin aspră cu păcatele tale, imediat lucrul ăsta contează. Ceea ce urmează este momentul teribil al uciderii celor 80 de bărbați. Saul se îndreaptă către ostașii lui și le dă ordin să ucidă. Și soldații nu vor să facă lucrul ăsta. Din ce cauză? Poftiți? Se numește sacru. Aveau conștiința sacrului în mintea lor. Preotul pentru el, ei era sfânt. Și sacralitatea și sfințenia i-a oprit să facă lucrul ăsta. De ce Doeg n-a făcut asta? Răspunsul ăsta este: ei lipsea noțiunea de sacru. Vom reveni asupra acestui lucru. Scurt, rapid, la final. Aș vrea să vă întreb și aș vrea să vă introduc într-o realitate mai generală a bisericii din ziua de astăzi. Ați observat că ne este din ce în ce mai greu să acordăm cuiva premiza de sacralitate? Noi nu mai găsim oameni sfinți nici la conferința generală. Noi nu mai găsim oameni sfinți la uniune. Noi nu mai găsim oameni sfinți la conferință. Și cu cât se apropie de noi mai mult oamenii respectivi, cu atât e mai greu să le oferi premiza de sacralitate. Mai e pastorul tău sfânt să nu te atingi de el? Nu. Ăsta au fost momente extraordinare din punct de vedere al lui David și a fost unul dintre cele mai zguduitoare momente ale vieții sale. Și din cauza asta aș vrea să
procedem la o scurtă analiză. Mă întorc la David. Care credeți că a fost greșeala lui David care reprezintă debutul momentelor sale de prăbușire de acum înainte? Debutul, începutul. Unde credeți dumneavoastră că începe tot? Bine, dar a început, când a început să mintă, dar de ce a început să mintă? Că a minți e un efect. Spiritul profetic spune, David a fost pentru prima dată când a început să se încreadă în oameni. În cine? În oameni. Cine îl salvase? Mical. Pentru prima dată David e salvat de oameni. Până acum David a fost salvat de Dumnezeu. Ma, l-a salvat Mical. Și dintr-o dată ochii săi sunt la oameni, la procedurile lor. Și el învață că poți să fii salvat și de oameni. Până acum David știuse că poți să fii salvat numai de Dumnezeu. Cu ocazia asta învață că poți să fii salvat și de oameni. Și asta este una dintre cele mai mari capcane. Că poți să fii salvat și de oameni. Cât te salvează medicul, cât te salvează avocatul, cât te salvează judecătorul, cât te salvează polițistul, cât te salvează conducătorul țării, cât te salvează un om. E o capcană teribilă. Distanța între biruință este a lui Dumnezeu și între momentul în care David spune, nu, am fost salvat de către oameni, distanța este mare, este enormă. Și ăsta a fost problema lui David de acum înainte. El s-a luptat cât a putut de mult între mă salvează oamenii sau mă salvează Dumnezeu? Mă salvez eu sau mă salvează Dumnezeu? Cine? Și astea sunt problemele noastre pentru ziua de azi. Cine ne salvează? Și de fiecare dată când între noi și Dumnezeu se pune, se interpune un om, de fiecare dată apare acest pericol că s-ar putea întâmpla să zicem, auzi, băi, și m-a salvat. Păi i-am dat 10.000 de dolari. Și nu m-a salvat Dumnezeu. M-a salvat cine? Om. 10.000 de dolari. În toată scena aceasta sunt doi factori pe care trebuie să-i înțelegem bine. Factorul Doeg și factorul Saul. Doeg, am spus anterior, omul ăsta e venit de la păgâni. El este edomit. Ca urmare, el nu cunoaște sacralitatea. Dumneavoastră a spus lucrul acesta. El nu cunoaște ideea de sfințenie. Și chiar dacă o cunoaște ideea de sfințenie, el cunoaște ideea de sfințenie manipulativă. Cu alte cuvinte, este sfânt acela care... Cine este sfânt? Este sfânt acela care îmi convine. Nu poate să fie sfânt preotul care mă pune sub cenzură. Nu poate să fie sfânt preotul care mă mustră. Ăla nu, 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 nu. Va fi sfânt cine? Preotul care îmi vorbește pe limba mea, pe gustul meu, care ține cu mine, care... Ăla da, ăla e preotul sfânt. Preotul care îl aleg eu. Foarte dureroasă această situație. Ați văzut că lucrurile astea se gestionează din ce în ce mai greu în Biserica lui Dumnezeu? Se împarte biserica, lumea, se împarte în două. Oameni cu care suntem de acord, oameni cu care nu suntem de acord. Pastori cu care suntem de acord, pastori cu care nu suntem de acord. Pastori care se apropie mai mult de tipul meu de gândire sau de tipul tău de gândire. Nu contează Scriptura, contează dacă mi se aseamănă. Și dacă se aseamănă, e ok.
Se întâmplă ceva în momentul acela. Doeg n-ar fi ales niciodată, dar niciodată n-ar fi ales să vorbească împotriva preotului dacă nu ar fi fost o situație în care să se creeze un conflict legal. Și s-a creat un conflict legal. Adică Saul cu asta lui, pe de-o parte, aveau o atitudine, dincolo era preotul și cu cei ai lui, toată casa lui, 80 de bărbați, care aveau altă atitudine. Cele două clase de oameni au intrat în conflict. Nu mai era aceeași lege, nu vorbeau aceeași limbă. Saul îi acuza pe aceștia. Aceștia ziceau, domnule, noi nu știm nimic. Dar era un moment de conflict. Să știți, Satan folosește momentele de conflict teribil de mult. Satan aduce în biserica lui Dumnezeu conflicte. Se creează partide care unii susțin un lucru, altele care susțin alt lucru. Se creează conflicte morale în care tu ești pus să alegi. Și în momentul acesta faci alegeri de obicei pe care nu le-ai face niciodată. Dacă toate lucrurile ar merge după cuvântul lui Dumnezeu și dacă n-ar fi starea de conflict, te alinia și tu cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru că se creează conflictele acestea, Doeg alege ce? Ce alege Doeg? Alege ce îi place. În fiecare moment de conflict vom alege ce ne place. Asta e. Ați observat? Sunt în biserică probleme de conflict. Este cineva care se ridică și lovește în biserică și spune, uite ce mi-a făcut biserica, mi-a făcut asta, m-a pus sub cenzură. Nu m-a înțeles. 1, 2, 3, 4, 5. Se transformă imediat în victimă. El nu spune nimic de ceea ce a făcut el. El e doar victimă. Și în timp ce el este victimă, lângă el se aliază sute de alte victime. Și se formează un front al victimelor. Și Doeg va fi întotdeauna în frontul victimelor. Va fi totdeauna acolo. Și pentru că lipsește noțiunea de sfințenie, lipsește noțiunea de sacralitate, lipsește frica de Dumnezeu, din cauza asta, ceea ce n-a putut să facă nimeni dintre oamenii cu frică de Dumnezeu, vor face aceste persoane care sunt victimizate sau victimizat, care n-au frica de Dumnezeu și care în momentul acesta se întorc și lovesc fără probleme în biserica lui Dumnezeu. Factorul Doeg este cumplit. Repet, vine dintr-o zonă păgână. Vine dintr-o zonă păgână. Rezultatul acestui factorul Doeg, alături de factorul Saul care se victimizează și care creează nevoia de represiune, rezultatul este că vor cădea oameni nevinovați. Vor fi loviți oameni nevinovați. Ați auzit ce a zis până la urmă Ahimelec spune, Doamne, eu nu știu despre ce vorbești Tu. Nu știu nici lucruri mici, nici lucruri mari. Eu nu știu nimic din toate lucrurile astea. E treaba Ta. El va fi rezultatul acestei realități. Probabil că în seara aceasta ar trebui să observăm
rolul scuzelor, ar trebui să observăm de asemenea în cine ne punem nădejdea, ar trebui să observăm ce facem în situațiile de conflict și de criză și ar trebui să vedem dacă încrederea noastră este în oameni sau în Dumnezeu. Aș finaliza cu 3 minute despre minciună. David minte justificându-se. Politic e ok. Spiritual e momentul căderii sale. Momentul de început al căderii sale. Știți că Dumnezeu este extrem de sensibil la adevăr? În Geneza, capitolul 18 cu 15, este un element care scapă atenției noastre. Foarte comun, dar cu mari implicații. Domnul Iisus Hristos îi promite lui Abraham că la anul pe vremea asta Sara va avea un fiu. Sara este în cord la ea și o pufnește râsul. Era de râs. Nu de alta, dar așteptase o viață întreagă și nu venise și acum, la bătrânețe, când se liniștise și ea, acum mai vine odată cu treaba asta. Și râde și e singură în cort, nu e nicio problemă. Dumnezeu este atotștiutor, da? Nu putea lăsa să râdă. Lasă-mă în pace, râde și ea în cort, lasă-o în pace, treaba ei. Dumnezeu îi spune, ai râs. Și Sara imediat zice, bă, n-am râs. De ce spune treaba asta? Poftiți? De frică? De frica cui? De frica cui? M-am pus deseori în situația asta și am zis, dacă aș fi fost eu în locul Domnului Iisus Hristos, n-aș fi lăsat-o în pace. A râs, a zis că n-a râs, aș înțelege-o că a fost într-un moment, i-aș găsi justificări și aș lăsa-o în pace. Dar ce trebuie să prinzi mintea cu toate vorbele pe care cineva le spune, nu le spune? Chiar așa trebuie să fii, chițibușar? Lasă-o în pace. Că ea știe că a râs. O va mustra cugetul, își va cere iertare. Lasă-o în pace. Așa aș fi făcut eu. Dumneavoastră, cum faceți de obicei? Tot așa faceți? Și se întoarce la ea și îi spune, ba, ai râs. Punct. Și se termină. De ce Dumnezeu a avut nevoie să încheie în felul ăsta întâlnirea cu Sara? Ba, ai râs? Ce, Doamne, așa de important? E treaba mea, am râs, n-am râs. Am zis o vorbă, mi-o iau înapoi, nicio problemă. Nu? Nu? Fraților, lucrurile astea pe care le lăsăm noi de sub control și care credem că ar trebui să fie așa puțin mai cum să spun, mai nebăgate în seamă, nu țin, conceptul ăsta nu ține de Dumnezeu. Va veni o vreme când Dumnezeu va spune, ba, ai râs. Și te vei întreba, da, e important? Că asta e toată problema. E așa de important? Și Dumnezeu spune, da? E important? De ce e important ca în Apocalips, capitolul 14, să se vorbească despre cei 144.000, să spună, în gura lor nu s-a găsit minciună. Din ce cauză? Din ce cauză nu s-a găsit minciună? Ziceți mai departe. Că cei sunt fără vină. Dacă ești fără vină, n-ai nevoie de minciună.
Ai nevoie de minciună numai când ești cu vinovat, ce ai nevoie să te văruiești altfel. Fraților, Evanghelia lui Iisus Hristos va fi propovăduită de oameni care nu știu să mintă. Și din cauza asta, Evanghelia va avea credibilitate. Să vă dau un exemplu. Te duci la cineva să-i vorbești despre faptul că Iisus Hristos a înviat din morți. Faptul că Iisus Hristos a înviat din morți este incredibil. Oricine vorbește despre treaba asta, te pufnește râsul. Care este argumentul pentru ca totuși să iei în considerație lucrul ăsta? Care ar putea să fie argumentul? Băi, omul ăsta n-a mințit niciodată în viața lui. Și dacă omul ăsta spune treaba asta, înseamnă că e o problemă. Ăsta nu minte. Înțelegeți? Asta este forța Evangheliei lui Iisus Hristos. De dragul de a putea vorbi, de dragul de a putea propovădui Evanghelia lui Iisus Hristos, poporul lui Dumnezeu trebuie să renunțe la orice fel de exagerare, minciună sau ceva de felul ăsta. Pentru ca să poți la un moment dat să vorbești despre Iisus Hristos, despre faptele Lui care și așa sunt incredibile și despre care poți mărturisi numai în condițiile în care lumea știe că tu nu minți. Știți că, și cu asta închei, la un moment dat Bates călătorea călare și l-a prins noaptea într-un oraș necunoscut, a intrat în orașul respectiv și a întrebat simplu, spuneți-mi care este cel mai onest om din orașul acesta, cel mai cinstit om din orașul acesta. Și se spune, dirigintele de poștă. Vreau să vă întreb, de ce Bates a întrebat de cel mai cinstit om? De ce Evanghelia are nevoie de cel mai cinstit om? Nu, el nu s-a dus la oricare om, nu s-a dus la un om care minte, nu s-a dus la un om care înșală, nu s-a dus la un om compromis. Nu, a zis, dați-mi un om cinstit. Și omul acela cinstit va recunoaște adevărul. A stat în noaptea aceea la el și, de fapt, când a bătut la ușă, a deschis ușa și a spus, uite, am venit la tine, am ceva să-ți spun. Și au stat toată noaptea și au discutat. A doua zi dimineața, omul acela a primit sabatul. Evanghelia lui Iisus Hristos are nevoie de oameni cinstiți, oameni onești, atât în ceea ce privește cei ce prezintă Evanghelia, cât și cei ce o acceptă. De dragul lui Iisus Hristos, renunțați, sau haideți să renunțăm, la orice ar însemna lipsă de onestitate. În orice domeniu, nu contează unde, oamenii trebuie să știe că tu, dacă le-ai dat 900 de grame de făină din greșeală în loc de un kilogram, te-ai dus înapoi și a spus, vezi că ți-am dat 900, nu un kilogram. Și lucrul acesta va mărturisi despre relația ta cu Iisus Hristos. Oamenii aceștia așa vor primi Evanghelia lui Iisus. Orice justificare pe care am avea-o, justificarea lui Mical, justificarea lui David, justificarea lui Saul, justificarea lui Doeg, orice justificare am avea, ne face incapabil de a prezenta Evanghelia lui Iisus Hristos într-o lume care are nevoie să scape de falsități. Pentru că Iisus Hristos vorbește despre sine, eu sunt adevărul. Amin. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, ne dorim să fim oameni după inima Ta. Dar ni viața legată, Doamne, de lumea aceasta și modelele acestei lumi, scuzele ei,
modalitatea de gândire vis-a-vis de greutățile vieții acesteia. Faptul că uneori ni se pare greu atunci când cineva ne persecută, când cineva ne lovește peste obraz, când cineva ne face greutăți, faptul că ne plângem, Doamne, ne face să uităm de faptul că Tu ești salvarea noastră și că numai de la Tine vine frumosul și biruința. Pentru slăbiciunea aceasta, Doamne, care l-a încercat și pe David, pentru slăbiciunea asta Te rugăm să ne ierți. Și tot pentru slăbiciunea asta Te rugăm să ne dai putere să devenim biruitori, Doamne. Am dorit să Îți călcăm pe urme, dar ne găsim, Doamne, scuze în păcate mici, așa le considerăm noi. Uneori vorbim de rău, uneori bârfim, uneori mințim și toate le facem că trebuie, Doamne, că avem justificări la ele. Și toate ne degradează din poziția de oameni lumină la care ne-ai chemat. Te rugăm frumos să ne ierți. Fă, Doamne, ca plecând de aici să hotărâm ca fiecare cuvânt pe care îl rostim să fie în adevăr și în dragoste. Să zidească și să aducă har. Să ridice ochii oamenilor din jur numai către Tine. Să nu mai privim la oameni și să nu avem salvatorii noștri dintre oameni, ci să avem un singur mântuitor, și anume Domnul Iisus Hristos. Cel care se rezolve problemele financiare, problemele de boală, problemele de relație între noi, problemele de familie, problemele de credință, toate să le rezolve El și vor fi rezolvate, Părinte. Ferește-ne de victimizare. Ajută-ne să nu ne mai considerăm ca fiind noi victime și alții în jur ca fiind abuzatori. Doamne, ajută-ne să învățăm că am primit numai ceea ce ne era drept și ni se cuvine. Iar mântuirea este cea care nu ni se cuvine. Îți mulțumim pentru harul Tău și îți mulțumim pentru că ne-ai dat-o. Și de dragul Tău, Doamne, fă să putem să suferim cu bucurie și să ni se umple inima de fericirea faptului că suntem vrednici și noi să purtăm poveri care amintesc de povara imensă pe care a dus-o Domnul Iisus Hristos. Rămâi cu noi. Rămâi cu noi în seara aceasta. Fă, Doamne, să întărim legământul nostru de viață și să rămânem în neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.